4, 5 la un loc. La un singur cuib. La un singur cuib, una peste alta. Uite. Una, două și mai una aici. Petre Stoicea din Dăbuleni este cultivator de pepeni de mai bine de 20 de ani. Are 11 hectare de teren pe care la sfârșitul lunii martie a plantat 25.000 de fire de lubeniță. Chiar dacă vremea i-a creat ceva probleme, bărbatul se așteaptă la o recoltă bună și speră să-și recupereze investiția de peste 30.000 de euro. A fost de 3 ori un ger și după aia a urmat de am avut două brume care au venit atunci, dar având folie termică peste toată suprafața, n-am avut probleme. Acum ploaia de zilele trecute v-a ajutat? Ploaia da, ne-a ajutat foarte, foarte mult și ploaia de zilele astea. În acest moment, în bostanele din Dăbuleni, sunt lubenițe care cântăresc 6 kg, cum este aceasta de lângă mine, iar cele care acum cântăresc doar câteva sute de grame, în maximum o săptămână vor ajunge să cântărească 2-3 kg. Așa că, dacă vremea îi ajută, mai este puțin până când dăbulenii vor ieși pe piață cu primele lubenițe. Se fac între 4-6 kg, 7 kg și, cum arată la ora actuală, sperăm cam maxim 3 săptămâni de zile să fie coapte. În jur de 15 iunie... 15-20 de iunie, da, să fim cu ele pe piață. Producătorii de pepeni spun că sunt la mâna vremii acum, iar dacă le va fi favorabilă, se așteaptă la o producție de peste 50 de tone la hectar. Speră doar ca importurile de lubeniță să nu le strice prețul. Tot ce sperăm e vremea bună, să nu fie intemperii. Dumnezeu este noi, ne străduim, le facem, muncim. Noi le punem, dar nu... Toamna să numără bobocii, cum zicem noi. Până nu vedem bani în buzunar, nu suntem siguri pe nimic. Dar cam ce producție estimați, dacă o ține vremea cu dumneavoastră? Undeva la 50 de tone, 60 de tone pe hectar. După calculele agricultorilor, ca să-și recupereze investițiile, ar trebui să vândă kilogramul la angro cu un leu, iar în detail vor începe de la 2,5 lei.